Ce a contat? A contat, în primul rând, Revoluția Industrială. Și au contat o serie de transformări în structura economiilor care au fost realizate mai devreme în unele țări și care au fost realizate mai târziu în altele sau încă în unele țări se poate spune că unele componente încă nu s-au maturizat pe deplin. Cum arăta România la 1800? Pe scurt, sigur. Bine, aici folosirea cuvântului România, trebuie să spunem teritoriul României, scuze, pentru că erau mai multe entități politice aici, erau Principatul Moldovei, Principatul Țării Românești, erau un set de teritorii sub administrare directă otomană, cum e Dobrogea, cum era Brăila, cum era Giurgiu, erau altele sub stăpânire austriacă sau cea rusă vine după 1812, deci un pic mai târziu, în Basarabia. Deci, însă, această regiune, per total, nu era foarte omogenă, dar în ansamblu erau zone cu o populație covârșitor rurală, cu agricultura care asigura probabil peste 80% din activitatea economică, poate 90%, deci nu avem date foarte exacte, dar în orice caz discutăm de un caracter covârșitor, rural și agricol. Sigur că erau și câteva orașe care se dezvoltaseră într-o oarecare măsură, dar era încă o parte covârșitor, agricolă și rurală. Erau zone care erau, să zicem, cele mai dens locuite la 30-40 de locuitori pe kilometru pătrat în sudul Transilvaniei, altele însă care unde aveai 10-15 locuitori pe kilometru pătrat, deci o densitate mai mică a populației, randamente agricole relativ mici și de aici o serie de probleme în ceea ce privește resursele care puteau fi obținute din activitatea economică. Nu eram conectați la Revoluția Industrială. Bine, Revoluția Industrială la 1800 era un element care abia era în curs de lansare, nici toată Anglia nu era conectată la Revoluția Industrială, chiar dacă Anglia este țara în care prin excelență s-a realizat Revoluția Industrială. Dar și Anglia era încă la 1800 doar parțial. Între 1500 industrial. Și 1800, ce anume a făcut diferența? Atunci. După părerea mea, diferența cea mare au făcut-o în principal productivitatea agricolă și au mai fost și alte elemente care au mai contribuit la această diferențiere, dar productivitatea agricolă, după părerea mea, a avut rolul central. Deci este vorba de randamentele care erau obținute pe unitatea de suprafață sau, dacă vreți, randamentul e măsurat uneori în perioada respectivă prin raportul între sămânță și parte recoltă.